se convoacă comitete de grevă pentru, pentru fiecare unitate sanitară. Dacă la județean, să zic, avem două intrări, vor fi două comitete de grevă care vor sta alături de portar. Și nu intră în spital decât urgențele, de fapt o treime din urgențe, și nu vor intra nici măcar vizitatori. Pentru că automat femeia de serviciu, infirmiera, care ar trebui să facă curățenie după ei, pentru a nu duce... Este în grevă. Exact, exact. Nu pot mai face curățenie. Și atunci nu mai aduci și vizitatori de afară. E foarte clar. Este sau va fi, dacă lucrurile vor sta așa cum spuneți dumneavoastră, va fi o perioadă extrem de dificilă, pentru că o treime din urgențe, în condițiile în care la unitate de primiri urgențe avem zile și cu peste 200 de prezentări. Da, va fi o perioadă extrem de grea. Ce le-am sugerat colegilor din CN și pe 17 ne vom întâlni fizic la București pentru a discuta fiecare astfel de măsură în parte, este să ne raliem, așa cum au făcut-o fix acum un an de zile în Anglia, cu tot ce presupune sistem de sănătate. Adică să nu mai facem ca până acum dispersat. Ieșim noi ăștia de la patul bolnavului în Piața Victoriei, țipăm vreo două ore și ne întoarcem acasă. Nu. De data asta vrem să colaborăm atât cu serviciile de ambulanță, cu medicii de familie, cu personalul TESA, cu CTS-uri, adică să nu se mai recolteze sânge, cât o treime din cantitate, așa cum spune legea. Deci, suntem hotărâți să facem lucrurile ca la carte.